Mă simt aiurea, să știi. Nu, te rog, fă-o pentru mine. Ți-am zis că mă întâlnesc și eu cu gașca asta de fete din liceu și nu vreau să pară că nu m-am descurcat în viață. Deci ai reținut, da? Te cheamă Jonathan, ești din Austria și ai venit în România pentru afaceri. Ce afaceri mă să fac eu? Tu nu vezi că m-ai pus să închiriez mașină, fac eu. Ce afaceri? Ai venit să defrișezi păduri. Păduri? Copacii s-au chinuit să crească sute de ani și eu îi defrișez? Ceva care să te facă să pari bogat, nu știu. Pun gresie. Tu știi ce bine să câștigă din gresie în Austria? Ești retardat? Glumeam. Hai că mă descurc eu dacă mă întreabă cineva ceva. Bine, hai. Ce dracu mă s-a stricat asta? Ai cheia în mână, de aia nu se închide. Da, mai dreptate. De unde știi? Avea fostul meu. Hai să începem prezentările. El e Clinton. Hello. E din Anglia. Face afaceri cu mașini și cu bijuterii. El este Jonathan. Este din Austria și face afaceri cu lemnul. Bonjour. Asta e în franceză. Schwarzenmüller. Mă bucur să te cunosc, Jonathan. Mă bucur să te cunosc, Jonathan. El este Florenzo. Este, ce știu, american, da. Hello. Și face afaceri. Face afaceri cu afaceri. Auzi, frate, de unde din America ești, mă, tu? De unde pitești, mă? Tu de unde-ți în Austria? Buzău. Dar n-ați pregătit și voi o poveste mai ca lumea, nimic. De unde te timp, mă, fratele meu, că a venit asta, m-a luat direct. Ia uite că ei s-au împrietenit deja. Cred că vorbesc despre afacerile lor micuțe. Ce ai zis, fă? Voiam să vă zic, de fapt, că tocmai înainte să venim aici, Iubi mi-a zis că a luat o vacanță cu iahtul în Dubai. Of course. Să mai așteptăm așa cu vacanțele astea, că trebuie să ne ajungă comanda de iaht. Oh, my God, deci tu ai iaht? Eu chiar am vorbit cu colegele noastre din liceu și toate au zis că, mamă, tu ai țintit fata mea sus? Mă rog, și câte ar mai fi de spus de asta, așa mai modestă? Da, nu este mai modestă, că și iahtul l-am luat mai micuț, așa, domnule, la vâzle, mai... Să știți că m-ar bucura să merg în vacanță cu voi, bine asta, dacă nu se supără Jonathan. Că pe asta ți-o dau capul de masă. Să știi că nu m-ar supăra așa să vii și tot. Dar zic cu ce se ocupă iubitul tău! Iubitul meu? Ăsta răpară mașini de epocă. Bă, cum știi și tu cum e? Mai vine o Solența, mai vine un Allseat. Da, la noi nu prea se strică mașinile de epocă. Hai să-i lăsăm pe ei să vorbească aici și noi trebuie să mergem să fumăm o țigară în baie ca în liceu. Hai, fată! No, dar eu nu prea mai fumez, eu aș mai rămâne cu ei. Mergem noi, fată! Ce-mi place bărbița ta! Alo, ce faci, fată? Stai, fată, calmează-te, ce ai? Discutam și noi un pic așa. Păi, Luna, ai rămas la fel pe interes. Aoleu, tu vorbești? Dar ce are fata al meu și n-are al tău? Fată, să zic adevărul, ăsta are 28 de ani, nu e moș. Și e tichinigiu din ăsta, mi-era rușine să vin așa cu el. Păi ce fata al meu e curier? Și ce are, mă? Păi, leu, mi-e rău, deci am stat la masă cu săraci. Clinton, hai să mergem. Nepoată. Nepoată? Mai stau un pic cu domnișoara. Niciuna n-a reușit, mă. Ia stai, bre, un pic așa. Să știi că eu începusem să mă obișnuiesc cu personajul. Ai grijă cu hainele astea că trebuie să le ducem mâine înapoi. Hai să mergem acasă, să te speli pe față ca să nu murdărești așternuturile. E, nu mă spăl în seara asta, rămân așa. Poftim, de ce? Am vorbit cu băieții de aici și mâine mergem în club îmbrăcați așa. Ia, uite!